Vă supun votului dumneavoastră, dacă sunteți de acord să votăm liber, având în vedere că nu există o concurență pe funcții. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Atunci, supun votului dumneavoastră candidatura domnului Ciolacu Marcel pentru funcția de președinte. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu? Mulțumesc! Îl felicităm pe domnul președinte. Și așa, cu unanimitate, Marcel Ciolacu a fost reconfirmat în funcția de președinte la PSD Municipiu, cea mai puternică filială a Organizației Județene a Social-Democraților. De altfel, din cei 253 de delegați convocați la alegeri, în sală au fost prezenți 221. Imediat după ce a fost votat de toți participanții la conferință, și-a anunțat pe scurt ținta politică. Acum 2 ani m-am tot plâns că e greu să fiu la conducerea organizației după Constantin Boșcodeală, cunoaștem cu toții personalitatea. Acum e foarte greu să menținem ce am câștigat. Cred că niciunul dintre noi, nici în visele politice vorbesc, cele mai frumoase n-am fi crezut că o să-i zdrobim în halul ăsta în municipiul Buzău și să câștigăm atât senatorul cât și cei doi deputați. Misiunea noastră cea mai grea în momentul acesta este să menținem ce am câștigat. Și în primul discurs în fața camerelor de luat vederi după realegerea sa, Marcel Ciolacu a adăugat că este convins că va avea în continuare succes alături de echipa pe care o coordonează. Dacă acum 2 ani ținta era să menținem organizația, acum am preluat-o de la domnul președinte Constantin Boșcodeală, de la domnul primar, acum, ținând cont că am câștigat la nivelul municipiului Buzău cei doi parlamentari, cât și senatorul, cei trei parlamentari, va fi foarte greu să ne luptăm să menținem cele trei funcții. În urmă cu mai bine de 2 ani, primarul Constantin Boșcodeală preda ștafeta de președinte al organizației municipale după ce a fost ales lider al PSD Buzău. L-a promovat pe Marcel Ciolacu, viceprimar la acea dată. Eu mă bucur că organizația municipală a obținut asemenea rezultate, i-am felicitat pe toți. Totuși, foarte mult greu stă pe umerii noștri de acum înainte, cu atât mai mult cu cât toți cetățenii au avut încredere majoră în actuala guvernare și, ca urmare, toate problemele lor trebuie rezolvate. Organizația este foarte bună, după cum ați văzut, organizatoric este foarte bună, nu există niciun fel de conflict și sper, într-adevăr, ca în următoarele bătălii politice rezultatele să fie pe măsura așteptărilor. Din peisaj nu puteau lipsi felicitările aparte pentru realesul Ciolacu, exprimate de unii delegați de la alegerile interne de astăzi. De pildă, directorul Urbiserv Buzău, Petre Burada, zis și poetul local, a smuls microfonul din mâna reporterului Campus TV pentru a-i face o dedicație șefului său pe linie politică. Am o poezie pentru domnul Ciolacu care spune așa, că m-a referit la ceva în cuvântul meu. Tot una e dacă ai murit, flăcău, ori mori îngârbovit. Dar nu-i tot una leu să mori sau câine înlănțuit. Deci trebuie să fie leu. Vinerea viitoare au loc alegeri pentru conducerea organizației județene a PSD. Nici aici nu se pune problema celui care va fi desemnat să conducă partidul. Primarul Constantin Boșcodeală își va păstra funcția de lider, fiind și unicul candidat. La conferința județeană de săptămâna viitoare este anunțată prezența premierului Victor Ponta, președinte PSD la nivel național.